Bună ziua, stimați prieteni, eu mă numesc Mihai Corș, sunt președintele Institutului de Creație Legislativă Lex Scripta. Astăzi e zi de joi și, ca de obicei, după cum v-am obișnuit, ne aflăm în incinta Bibliotecii Publice de Drept pentru a promova inițiativa civică, inițiativa populară de revizuire a Constituției. O inițiativă care își are începuturile încă din anul 2019. La 10 decembrie 2019, subsemnatul a anunțat despre intenția de a promova o inițiativă populară de revizuire a Constituției la agenția Infotac. Ulterior s-a constituit grupul de lucru și am definitivat draftul schiță de proiect și începând cu data de 10 ianuarie 2020, în incinta Bibliotecii Publice de Drept, noi am petrecut dezbateri publice, consultări publice asupra proiectului de lege privind modificarea Constituției. Grupul de inițiative a venit cu propuneri de amendare, de modificare, de îmbunătățire a conținutului legii fundamentale a statului și a societății, adică a Constituției Republicii Moldova. Pe parcursul acelca 7 luni de zile, deci în cele de urmă, după dezbaterea la care au participat persoane interesate, că au fost invitată presă din Republica Moldova, care e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Totodată trebuie să menționăm că inițial și-au anunțat prezența și au fost omniprezenți și unele din mass media online care au relatat despre acest subiect. De asemenea, au fost invitați la dezbateri, la consultări publice, deci partidele politice, deputații în Parlament, cadrul academic, științific, didactic și toți oamenii de bună credință care doresc într-adevăr să contribuie la îmbunătățirea stării de lucru în această țară, să vină cu plus valoare. Interare, dorim să menționăm că la dezbatere, în afară de mulți lideri a partidelor politice care au participat, au mai participat și ex-președintele Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin. Au venit cu îmbunătățiri a proiectului respectiv și în cele din urmă, definitivând acest proiect, l-am îmbunătățit. Și la data de 29 iulie 2020, o zi simbolică de ziua Constituției, am înregistrat acest proiect de lege referendă, lege constituțională la Ministerul Justiției, așa cum este statuat expres la articolul 5 alineatul 1 din legea 387 din 2001 cu privire la inițiativa populară de revizuire a Constituției. Deci, după aia, Ministerul Justiției urma ca în decurs de 10 zile să elaboreze și să emite o expertiză juridică, un raport, expertize juridice preliminare asupra proiectului propriu-zis de lege referendă care a fost înregistrat, după cum să vă spuneam, la Ministerul Justiției. Ăștia de la Ministerul Justiției le-a trebuit ceva mai mult timp. Noi am venit în sprijinul și ajutorul lor și în conlucrare, în cele din urmă, ei au emis un înscris pe care l-au expediat în adresa subsemnatului. Noi le suntem recunoscători pentru faptul că totuși au depus efort și au făcut ce sunt în stare și mai departe deja au urmat ca aceste să demareze o următoare etapă, adică să acest proiect să fie remis, transmis către monitorul oficial al Republicii Moldova. Iată, deja de mai bine de 7 luni de zile, cu regret, acest proiect încă este ținut în sertar la Ministerul Justiției. Nu este dat publicității. Adică populația, cetățenii acestei republici, sunt ținuți în întuneric ca să nu cunoască despre existența acestei inițiative cetățenești de revizuire a Constituției. De altfel, este unica inițiativă de acest gen în temerea acestei legi care a fost inițiată și propusă spre promovare. Regretabil este faptul că politicul și-a vrut codița
Și incompetența și aroganța când stă în capul mesei de circa 29 de ani în această țară, avem ceea ce avem. Am zice chiar ceea ce merităm în cele din urmă. Aroganți și impertinenți care s-au cuibărit, nu cu ajutor, fără ajutorul alegătorului și respectiv, și desconsideră legea respectivă, prevederea legii care obligă în mod imperativ Ministrul Justiției, Ministerul Justiției, să transmită acest proiect de lege către Agenția Informațională de Stat pentru a Mold Press, pentru a fi publicat în întorul cea la Republicii Moldova. Iată, aceste prevederi sunt înserate expres la articolul 5, alineatul 3 din legea 387 din 2001 cu privire la inițiativa populară de revizuire a Constituției. Mai mult, după cum le-am și sugerat și le-am citat din prevederile legii, conform spiritul acestei legi, și trebuia să existe și o conlucrare, o colaborare, asupra cărui subsemnatul a insistat și a fost disponibil cu autoritățile, în speță la caz cu Ministerul Justiției, pentru a parcurge acest itinerar împreună, deoarece este un drum necunoscut, vă spuneam că n-a fost testat până de la adoptarea legii în cauză de niciun subiect, grup de inițiativă. Și suntem primi, suntem pionieri la acest compartiment, de aceea, într-adevăr, a fi fost binevenită ca, într-adevăr, în spiritul legii, noi să avem o conlucrare, o colaborare. Și chiar pe ultima sută de metri și acum, noi insistăm de fiecare dată, venim cu aducerea minte, cu remembră către autorități în săptămânal, ori mai des, și solicităm respectuos ca autoritățile, în cele din urmă, să execute prevederile legii. Adică articolul 5, prevederile articolul 5, alineatul 3 din legea 387 din 2001 cu privire la inițiativa populară de revizuire a Constituției. Însă, este regretabil că lucrul acesta până astăzi nu este însă efectuat. Însă, totuși, cum spuneam, speranța mare ultima. De aia noi, într-adevăr, sperăm că am avut două întâlniri, întrevedere cu domnul ministru până la anul nou și chiar ajung de anul nou, ultima întrevedere, în care dumnealui interal a relatat asupra faptului că, și că e o problemă foarte sensibilă și ar trebui deja să informeze președintele ales despre această inițiativă, să pună la dispoziția dumneavoastră cu notă informativă. Eu am adus la cunoștință prevederile constituționale, articolul 141, alineatul 1, și am reiterat faptul că acest subiect, președintele Republicii Moldova, de la 5 iulie 2000, nu se găsește printre subiecții abilitați, îndreptuiți cu dreptul de a iniția revizuirea Constituției. Adică, mai simplu vorbind, nu are ce informa și președintele, nu ales. Bine că a îndeplinit comanda ex-președintelui Republicii, care a pus, deci, o directivă, deducem noi, este deci, într-adevăr, aici o opinie și o bănuială rezonabilă, cum mai zicem, că boicotarea și blocarea acestei inițiative a fost dictată de politicul, de ex-președintele țării. Și el continuă, deoarece guvernarea, să spunem, în speță, nici nu s-a schimbat, din lipsa de inacțiune și a președintelui nou ales, mai proactiv, iată, vedem că doi actori care nu acționează, unul în spiritul legii, dar în concretul, altul în spiritul Constituției și textului, chiar și a textului, respectiv a literei legii și Constituției. Iată exemple care nu sunt demne de urmat de către simpli cetățeni. De aia și spuneam că avem în capul mesei, întronați, încoronați, unii care se consideră buricul pământului și desconsidere ideile simplilor cetățeni care vin cu plus valoare pentru a îmbunătăți cadrul normativ existent în Republica Moldova. De altfel, subsemnatul și-a adus contribuția la îmbunătățirea cadrului normativ în Republica Moldova, având zeci, nu spunem de sute, dar zeci de propuneri de lege ferenda, propuneri deci, de acte legislative, alte acte normative, subsecvente, deci legii, și
acestea în mare lor parte au fost materializate, adică preluate, acceptate de către autorități, când e vorba de proiect de lege de către Parlament și materializate prin proiecte de legi și propuneri legislative în legi. Și proiecte de hotărâri de guvern au fost materializate în hotărârile ale guvernului sau decretul președintelui, au devenit decrete ale președintelui. Nu fără contribuția subsemnatului Mihai Corșa, Institutul de Creație Legislativă, Lex Scripta. De aia noi avem expertiză și experiență suficientă ca să venim în sprijin, în ajutor autorităților, cum am făcut-o de fiecare dată. Și la moment, deja de ceva timp, ne preocupă amendamente la Constituție. Vedem și în ziua de astăzi cum este prost sau rău înțeleasă această lege fundamentală a statului și a societății de către guvernanți. Dar ce să mai soliciți de la simpli cetățeni? Dar uneori cetățeni cunosc mai bine de către guvernanții, cei demnitarii noștri. Deoarece ei, politicul pentru ei este important și cel mai important și alte lucruri nu contează. Se vede. Deci noi tragem concluzii care deja se vede, deci cum e înarmat și se petrece la acest compartiment, iată, cu această inițiativă, când ar fi fost și este simplu ca aceasta să fie transmisă pentru a fi publicată în Monitorul Oficial, iar noi deja vom decide cetățenii cum procedăm mai departe. Ce să vă spun despre câteva momente despre conținutul cuprins acestei inițiative? De ce să tem guvernanței? Noi trebuie să conștientizăm că guvernanții, fie având în vedere guvernul propriu zis, sau parlamentul, sau președintele, eu să fac deci, numai ceea ce pot, ceea ce sunt în stare. Nu? Și aceasta va fi insuficient pentru cetățeni. Noi vedem de circa 3 decenii că ei au făcut deci, ce au fost apți și în stare. Iar noi stăm în mocirlă, stăm în baltă, în situația respectivă. De aia noi am venit cu propuneri, cu reglementări clare în Constituție și totul să începe de la Constituție, să soluționăm problemele deci, care de interes național, de amendare a Constituției, astfel ca să avem prevederi clare, deci previzibile și calitative, noi, ca să nu avem atâtea bătăi de cap pe cum se insistă în continuu la o perioadă încoace. De-aia și-am venit cu mai multe amendamente, mai multe clarități. Noi trebuie să spunem clar că nu trebuie să fim noi simpli cetățeni care avem o pregătire poate și net superioară unii de noi, deci așa celor care guvernează și să fim în postură de cerșător. Să mergem cu o inițiativă, dacă e vorba de un referendum, să mergem la CEC, la Comisia Electorală Centrală, de exemplu, să batem mătăli în fața ălora și cei să ne arăte, să ne spună, să ne explice ce și ei nu cunosc. Lucru demonstrat în 2018, când n-au acceptat acolo deci, înregistrarea unui grup de inițiativă privind desfășurarea unui referendum legislativ. Și în cele din urmă, Curtea Constituțională, când a fost sesizată, a indicat asupra faptului că cei de la CEC, de la Comisia Electorală Centrală, au făcut abuz de drept și nu cunosc prevederile constituționale și legale. Au interpretat eronat, greșit. Iată, acum avem o situație, facem o paralelă, când noi dorim să economisim resurse financiare, să mergem pe cale semi-parlamentară, adică unii contribuie simpli cetățeni la colectarea semnăturilor, dar depunem inițiativa în Parlament pentru a economisi resurse financiare pentru organizare necesară, pentru organizarea unui referendum constituțional, care are deci, unul decisiv și în felul acesta, deci această propunere cu regret este boicotată de cei de la Ministerul Justiției, deoarece nu este transmisă pentru a fi cunoscută de către cetățeni. Și ce conține propriu zis unele din prevederi? Mai multe prevederi. Noi ne-am străduit să elucidăm mai multe aspecte. De ce vă informăm, stimați cetățeni, pe dumneavoastră, că aveți posibilitatea și cea oportunitate de a lua cunoștință de materialele respective și conținutul deci, cuprinsul acestui proiect și relatările despre acest proiect de lege privind modificarea Constituției Republicii Moldova pe
platforma pe internet și în speță pe Facebook este grupul înregistrat, grupul de inițiativă populară de revizuire a Constituției Republicii Moldova. Acolo accesul este liber, puteți să vă înregistrați, fiecare poate să se înregistreze, să se documenteze și să-și facă, formeze propria lui opinie. De aia numai conștientizând, responsabilizându-ne, că deja au trecut mai bine de un an și ceva de când ai deci, inițiat acest procedeu amplu și cu regret noi pierdem timpul deoarece cetățenii nu sunt atât de proactivi cum ar trebui să fie, să se informeze, să se documenteze și să vină în sprijin acestei deci, acțiuni. Iar sprijinul care se solicită la moment din partea noastră este o susținere masivă de a pune presiune legală, constituțională pe autorități, în speță pe Ministerul Justiției, în concret pe Ministrul Justiției, de a deci, masivă prezența fizică în fața Ministerului Justiției, de a obliga acest ministru să execute prevederile articolul 5, alineatul 3 din legea 387 din 2001 cu privire la inițiativa populară de revizuire a Constituției, deci aceste prevederi, ca astfel să transmită proiectul propriu zis către monitorul oficial al Republicii Moldova. Înregistrându-l, vinind în noi luăm legătura unii cu alții și atunci sunteți informați când urmează, deci să venim de fiecare dată ca să o dată și o dată să scoatem la liman și cu această inițiativă a cetățenilor. Altminteri, dacă fără acțiune, fără sprijinul dumneavoastră, noi nu vom putea să izbutim. Să izbutim de unii singuri. De aia eu solicit respectuos sprijinul dumneavoastră, deoarece autoritățile sunt incompetente, corupte și surde și mute la caz când nu dau nicio reacție, niciun semn de viață și trec cu tăcerea propunerile respective ale grupului de inițiativă populară de revizuire a Constituției. Și de ce trec ei cu tăcerea? De ce vă spuneam că cuprinsul conținutul acestei inițiative și numai vom face referire la câteva din momentul sau unul esențial cu începutul. Noi am propus amendarea, modificarea, completarea mai multor articole din Constituție. În prim plan am propus ca să completăm cu legea fundamentală a statului și a societății cu un nou titlu. Titlul 1 cu indicele prim, cu titlul sau denumirea suveranul. Și acest titlu să conțină două articole. În primul articol, articolul 14 cu indicele prim, să fie desfășurate, prevăzute drepturile suveranului. Iar la articolul 14 cu indicele 2 să fie descris activitatea de legiferare a suveranului. De ce sunt necesare aceste amendamente, aceste completări la Constituție? Deoarece legitorul constituanta inițial, când a adoptat legea fundamentală a statului și societății, a prevăzut, într-adevăr, la articolul 2, deci faptul că suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, pe care acesta o exercită în mod direct sau indirect prin organele reprezentative ale sale, în modul, în forma stabilită de Constituție. Iată, aici avem mai multe probleme și bătăi de cap. Deseori sau până o perioadă anume de timp, însăși Curtea Constituțională a interpretat și are o jurisprudență incertă și la acest capitol unde deci primează dreptul nu a suveranului, dar al Parlamentului, al reprezentantului plenipotențial, adică reprezentantul plenipotențial al poporului, e primează. Se confundă lucrurile. Deci noi trebuie să facem ce ordine, să facem claritate. Și noi propunem ca dreptul suveranului să fie expres prevăzut de dreptul de a legifera. Atât pe cale ordinară, prin legi organice, ordinare, atunci când este necesar, cât și prin legi constituționale, adică de a modifica, revizui Constituția și inclusiv dreptul exclusiv să-i aparțină suveranul poporului Republicii Moldova de a adopta legea fundamentală a statului și a societății, adică a Constituției Republicii Moldova. Și iată aici la articolul 14.2 noi descrim deci
modalitatea, procedura de efectuare a, deci acestei și de realizare acestor intenții nobile. Unii este statuat expres că Constituția și alte legi pot fi adoptate, modificate și sau abrogate de către popor. Iată, și mai jos deja, noi vedem expres deci reglementările în cazul respectiv. Dacă mergem pe cale referendară, atunci ne adresăm la prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, dacă mergem, decidem pe cale deci parlamentară, atunci ne adresăm la Ministerul Justiției, independență deci de doleanța cetățenilor, cum doresc să realizeze una din inițiativele dumneavoastră. Trebuie să fie clar că suveranul poate totul, Parlamentul poate numai ceea ce este expres, prevăzut și abilitat în Constituție prevăzut. Însă de la suveran emană deci, puterea, deci voința lui este în constituie și puterea în acest stat. Da? De aia noi spunem că atunci când suveranul decide să-și exercite în mod direct deci puterea, atunci alte autorități care au fost îmbrituite abilitate temporar cu un mandat, deci de a îndeplini unele atribuții de putere legislativă sau altă, ele își testează activitatea pe momentul respectiv, deoarece intervine propriu-zis suveranul în acțiune. Iată ce este problema esențială. Și nu viceversa cum ni se lămurește până în ziua de astăzi. Trebuie să fie cu claritate. Noi putem, deci exemplificând, de exemplu, în 2018, un grup de cetățeni proactivi s-au adresat la Comisia Electorală Centrală pentru a abroga o lege, sistemul electoral mixt. Deci, ce vă spuneam mai sus, că cei de la CEC, necunoscând și ne dorind într-adevăr, sunt în esență, au respins această inițiativă, nejustificat, neconstituțional și ilegal. Însă rezultatele, ca să avem asemenea rezultate, de ce noi trebuie să prevedem expres aceste prevedere în norma constituțională. Mai mult, era, deci, o altă situație este cu legea așa zisului, deci așa numitului miliard, deci, care a fost furat. Și atunci noi vorbim despre aspectele în cauză, că, cu toate că la moment o situație incertă când legea și că ar fi fost abrogată de către Parlament, însă există o sesizare la Curtea Constituțională și sunt temeri suficiente pentru a declara această lege de abrogare ca fiind neconstituțională. Regretabil, dar așa când există asemenea temeiuri și de aia trebuie să fim foarte atenți că ei ne mint toți deputații în corpore care au acționat cu rea credință. Deci când vedem că ei se joacă cu noi de a pisica cu șoarece, Tom și Jerry, noi trebuie să luăm în inițiativa mâinile noastre și atunci să intervenim și să impunem deci, și abrogarea acestei legi, de exemplu, da? În la modul practic. Noi trebuie să avem dreptul deci, de a interveni claritate, cu claritate. De aia sunt necesare aceste prevederi în Constituție. Și mai mult deja dacă vorbim de amendamente la Constituție, ca noi și viitoarele generații și viitorii deci alți subiecti care vor dori să inițieze revizuirea Constituției, nu să fie numai un drept declarativ la articolul 141 aliniatul 1 litera A, deci că cetățenii ar putea să inițieze, însă realizarea să fie blocată, stopată la caz acum din Ministerul Justiției sau în altă situație, când e vorba de referendum, de către CEP. Iată, să nu avem așa situație de cu el, așa un derchinț de ăștia de pe la Ministerul Justiției și CEP, ca poporul să nu întâmpine cetățenii proactivi, să nu întâmpine obstacole din partea asemenea autorități, noi trebuie să avem reglementările de acest gen în legea fundamentală a statului. Iată aici, noastră ați putea lua cunoștință de conținutul cuprinsul acestei propuneri. Mai mult, noi ce propunem? La articolul 14 cu indicele prim, interalea, noi propunem mai multe amendamente în care se descrie dreptul suveranului. Și noi am preluat unele prevederi în Constituțiile altor state, de exemplu din Constituția Republicii Federale a Germaniei, alte unele prevederi din Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu toate că trebuie să facem trimitere că
marelor parte, deci din prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului, îți găsesc reflectarea aici, în mod direct sau indirect, da? Ci în Constituția Republicii Moldova. Adică din cele 30 de deci, articole a declarației și din preambul. Iar din preambul noi am luat o prevedere și am inserat-o la articolul 14 cu indicele prim, la alineatul 3 din proiectul legii privind modificarea Constituției Republicii Moldova, care sună în felul următor. Poporul Republicii Moldova are dreptul ca mijloc suprem la revoltă împotriva tiraniei și asupririi. Deci, cu claritate, ca să fie clar, poporul are acest drept în extremis, atunci când e vorba de asuprirea poporului, când consideră poporul că este asuprit, și când, atunci când, sau o situație când, consideră că este un tiran în stat și conduce această țară. Iată, atunci are dreptul la revoltă. Dar aceste prevederi nu e nimic nou sub soare, sunt preluate dintr-un act, deci un tratat internațional, cum este Declarația Universală a Drepturilor Omului. Deci este, are caracter de recomandare, însă noi acceptăm cu bună știință și cu bună credință, preluând din actele și recomandările actelor internaționale, prevederile benefice pentru țară și pentru popor. De aia și noi propunem ca să fie înserat. Iată, aceste prevederi îi sperie pe ăștia de la guvernare, adică orice culoare n-ar avea, fie ministrul justiției actual sau alții, deoarece, iată de ce, din care considerente baicotează ei. Noi propunem mai multe amendamente, fără doar și poate noi le-am descris, sumar unele din ele, ca deci, modalitate de realizare, însă și a acțiunilor la modul practic prin reglementarea primară în legea fundamentală a statului și societății. Adică mai multe aspecte care sunt legate de activitatea deci necesară atât a actorilor politici cât și a cetățenilor. De aceea noi, în inițiativele noastre, această inițiativă este una complexă care urmează a fi susținută de către cetățeni, astfel ca noi să facem o schimbare, o revoluție în Constituția Republicii Moldova. Adică o revoluție în mințile noastre, făcând o revoluție în Constituție, o modificare, deoarece nu putem să spunem că totul este rău, să blamăm numai, noi de aceea întotdeauna suntem, deci dacă venim cu deci o poziție distinctă, dar vinem una constructivă, vinem o poziție constructivă, noi facem parte întotdeauna, facem guvernări, ca să vinim în sprijin, în ajutorul acesta, cum am făcut-o de mai bine de 20 de ani, prin propuneri deci, fundamentate care au fost acceptate. De aceea și aceste propuneri vom insista, dar vom putea izbuti mărite popor numai cu sprijin și ajutorul măriei tale. Venind sprijin la modul practic, nu numai pe rețele de socializare, pe Facebook sau alte rețele acolo, da, clasnici, LinkedIn sau pe YouTube, pe internet, deci, dar cu participarea proactivă și venind atunci ieșind la modul practic și în stradă de a vă spune PES-ul în sprijinul acestei inițiative. Iar până atunci luăm cunoștință, ne înregistrăm pe Facebook în grupul de Inițiativă Populară de Revizuirea Constituției pentru a lua cunoștință mai amplu de prevederile acestei Inițiative Populare de Revizuirea Constituției. Astfel va fi mai multă lumină în capetele noastre și noi vom lua o decizie, una echilibrată, una judicioasă, astfel ca să putem reuși să ne coagulăm eforturile în sprijinul unei idei nobile, idei mărețe pentru a da startul schimbărilor reale, nu ceea ce ne propun deci, guvernanții și autoritățile. Noi trebuie să, cetățenii, proactiv trebuie să facem agenda autorităților, astfel ca acestea să fie impuse deci, de către noi să execute voința poporului și să execute legea și prevederile constituționale. Lumină, mai multă lumină, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.